Evangheliei la Radio Blaj, o emisiune în cadrul căreia Preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de duminică. Duminica 19 după Rusalii, a predicii de pe câmpie, Evanghelia de la Luca, din capitolul 6, versetele 31-36. Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrășmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii celui preanalt, că el este bun cu cei nemulțumitori și răi. Fiți milostivi, precum și tatăl vostru este milostiv. Petrecem fiecare clipă din viața noastră în prezența lui Isus, însă momentele cruciale sunt cele în care suntem treji și prezenți prezenței, cele în care întâlnirea cu Isus devine revelație. În acele clipe înțelegem cu adevărat cine este El și cine suntem noi. De exemplu, pentru Petru, așa cum vedem în Evanghelia de duminica trecută, există un prim moment în care Isus predică mulțimilor din barca lui. Însă Simon este același pescar din totdeauna și pentru el Isus este doar un tânăr rabin din Nazaret. Când pescuirea minunată intervine în schimb, pescarul este pescuit. Isus nu mai este un simplu rabi, ci domn, iar Simon devine la rândul lui pescar de oameni. Adevărata schimbare așadar, adevărata metanoia, este rodul unei intimități cu Dumnezeu care se traduce printr-o cunoaștere cu totul altfel și a lui Dumnezeu și a noastră. Petru devine pescar de oameni doar în virtutea unei astfel de comuniuni și revelații de identitate, așa cum va deveni stânca pe care este clădită Biserica lui Hristos în urma unui alt astfel de moment, atunci când îl va recunoaște în Cezarea lui Filip pe Iisus ca și Hristos. Evanghelia de astăzi ne vorbește de lucruri care depășesc puterile noastre. De-abia putem să iubim și să iertăm pe cei apropiați. Cum să ne imaginăm că prin forțe proprii sau printr-un exercițiu de voință am putea să accedem la o iertare a dușmanilor? Știm bine că atunci când suntem provocați, agresați sau când cineva din familie sau drag nouă este într-o astfel de situație, avem tendința să reacționăm suplimentând doza de violență. Așa e astăzi, așa a fost dintotdeauna. Motiv pentru care o normă a Vechiului Testament, ce pare extrem de dură, este de fapt una menită să limiteze răul doar la doza subită, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, altfel spus, nu mai mult decât atât. Avem și noi experiențele noastre și știm cum funcționează. Știm cât de dificil este să rămâi creștin sau cât de greu este să mai înțelegi în astfel de momente ce înseamnă a fi creștin. Ce e de făcut într-o astfel de situație? Trebuie să apelăm, evident, la cineva expert în acest domeniu, la cineva care a murit în cruce pentru dușmanii săi, la cineva care în chiar momentul morții se roagă pentru iertarea celor care îl omoară, Iisus din Nazaret. Experiența lui Petru trebuie să devină și a noastră, o experiență de comuniune cu Hristos în rugăciune, în Sfintele Taine, în Sfânta Liturghie, menită să ne transforme tot mai mult în fiii și fiicele lui Dumnezeu, pe urmele Fiului. Doar astfel iubirea Lui va deveni iubirea noastră, iertarea Lui iertarea noastră și milostivirea Lui milostivirea noastră. O mamă ce ne-a iertat atunci când prin păcatele noastre i-am răstignit Fiul este tot timpul lângă noi. Ea ne-l indică pe Iisus, singura noastră șansă. Când boabele rozarului ne mângâie degetele, când ochii noștri se pierd în ochii ei, suntem la școala iubirii și a iertării. Iisus și Maria. Doar într-un astfel de moment, inimile noastre se pot schimba cu adevărat. La fel ca și Petru, descoperim îndurarea infinită a lui Dumnezeu pentru noi și ne descoperim astfel pe noi înșine, adevărați fii ai Tatălui, milostivi ca și El.
Lumina Evangheliei la Radio Blaj. O emisiune în cadrul căreia preasfințitul Claudiu Pop, episcopul Curiei Arhiepiscopie Majore, prezintă o scurtă meditație pe marginea Evangheliei de Duminică.